Luna decembrie, ziua a 16-a. Sfântul proroc Ageu. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Acesta era din seminția lui Levi, născut în Babilon pe vremea robiei evreilor. Încă fiind tânăr, a venit din Babilon la Ierusalim și a prorocit cu Sfântul proroc Zaharia 36 de ani, mai nete de întruparea Domnului Hristos cu 470 de ani. Deci a prorocit Sfântul Ageu despre întoarcerea poporului din robie și a văzut în parte zidirea bisericii cea înnoită de Zorobabel după întoarcerea din robia Babilonului. Apoi a răposat cu pace și s-a îngropat cu cinste aproape de mormintele preoților, de vreme ce și el era din neamul preoțesc. El era pleșuv și bătrân, cu barba rotundă, cinstit și vestit într-o faptă bună. Apoi era iubit și cinstit de toți, ca un proroc mare și prea slăvit. Iar numele lui se tâlcuiește praznic sau cel ce se prăznuiește. Tot într-o această zi, fericita împărăteasă Teofana, soția împăratului Leon. Despre această sfântă a scris Curopalat, Glicas și Zonora. Fericita Teofana era cu nașterea și cu creșterea din Constantinopol, din seminție împărătească, rudenie a trei împărați și soție de împărat. Tatăl ei era cu numele Constantin, cu dregătoria Ilustrie, iar pe maica sa o chema Ana. Aceștia, viețuind în cinstită însoțire, erau sterbi, pentru care lucru pur rea se mâhneau, căci nu aveau fii. Și doreau foarte mult rod însoțirii lor, deci se rugau preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și, mergând de-a pururea într-o cinstită ei biserică, cea din Forachia, își vărsau înaintea ei focul inimii lor în rugăciunile cele cu ostârdie zicând: Să se dezlege, o stăpâna lumii, nerodirea noastră, prin milostivirea ta și să primim naștere de fii de la ziditorul prin mijlocirea ta. Iar de vreme ce cereau cu credință, au și dobândit și cu darul aceleia către care se rugau cu osârdie, au primit dezlegare nerodirii lor. Deci au născut prunc, parte femeiască, și au pus numele de Teofana, care de la al șaselea an al vârstei sale a fost dusă la învățătura cărții și povățuită spre toată fapta cea bună. Și se vedeau, chiar din vârsta ei cea copilărească, semnele faptelor bune celor mari ce aveau să fie, precum și ale sfințeniei. De aceasta se bucurau foarte mult părinții, văzând obiceiurile ei cele bune și nădăjduiau că se vor mângâia cu a ei naștere de fii. Deci luau seama de vreun tânăr asemenea ei, de neam bun și cu obiceiuri bune, cu care să o însoțească după lege, căci acum era în vârstă și înflorea cu toate darurile, mai multe decât cele de vârsta ei. În acea vreme, s-a făcut cercetare de către împăratul Vasile Macedon ca să afle o fecioară bine împodobită cu fapte bune pentru însoțirea fiului său, Leon, cel prea înțelept. Și aflând pe Teofana mai frumoasă decât altele, a însoțit-o cu fiul său, care era acum și el împărat, săvârșind nunta cu multă bucurie și veselie. Dar trecând câteva vreme, a semănat vrăjmașul viclean neghină între împărat și fiu, căci s-a ridicat cu mare mânie tatăl asupra fiului și luându-l pe el, împreună cu soția sa Teofana, i-a închis într-un loc întunecat, punând străji mari. Aceasta s-a făcut după răutatea cea ascunsă a vicleanului Teodor Santavarin, episcopul Efhaitei, care era vrăjitor și pe care nu-l iubea împăratul Leon. Aceasta s-a început așa. Murind feciorul său cel întâi născut, cu numele de Constantin, împăratul Vasile s-a mâhnit mult și plângea nemângâiat după el. Deci vrăjitorul mai suspomenit, văzând pe împărat în mare supărare și vrând să-l mângâie, a arătat împăratului cu vrăjile sale pe feciorul său Constantin după moarte, mergând viu pe cal și venind în întâmpinarea lui. Iar împăratul, cuprinzând cu mâinile pe fiul său și sărutându-l cu dragoste, deodată nu l-a mai văzut, căci s-a stins nălucirea și părerea vrăjitorească. Atunci împăratul s-a mirat și s-a spăimântat, părându-i se că este adevărat ceea ce văzuse și foarte mult cinstea pe Santavarin, avându-l ca pe un prieten apropiat și întru toate ascultându-l pe dânsul. Iar împăratul cel tânăr, Leon, fiind înțelept și temător de Dumnezeu, se scârbea de acel vrăjitor
și urându-l ca pe învrăjmașa lui Dumnezeu, îl trecea cu vederea. Dar el, cugetând cum să aibă izbândă asupra împăratului Leon, deoarece îl trecea cu vederea, a meșteșugit un lucru ca acesta. Aflând vreme cu prilej, s-a apropiat de împăratul Leon și ca și cum i-ar dori binele și ar fi prieten, i-a zis: "Iată, tu ești împărat tânăr și ești întotdeauna cu tatăl tău la vânătoare. Deci ar trebui să porți la tine o săbioară pentru vreo întâmplare, că uneori îți va trebui împotriva fierelor, alteori voi dărui tatălui tău la vreme de trebuință. Iar altădată, dacă niște vrăjmași, de care nu puțini are, ar năvăli asupra tatălui tău fără de veste, atunci tu, îndată scoțând săbioara cea purtată pe ascuns, vei răni pe vrăjmaș și vei salva pe tatăl tău." Aceste cuvinte înșelătoare ale celui vrăjmaș, ascultându-le tânărul împărat și nepricepând vicleșugul lui, a început a purta o sabie mică pe ascuns pe lângă piciorul său, când mergea la vânat sau oriunde ar fi mers cu tatăl său. După aceasta, vicleanul Santavarin a grăit în taină bătrânului împărat Vasile: "Iată, fiul tău Leon vrea să te omoare fără veste, pentru ca să împărățească el singur, și acesta să-ți fie semnul gândului lui cel rău. Când vei ieși la vânat, vei găsi la el ascuns în cizmă, lângă picior, o săbioară pregătită, ca, găsind vreme prielnică, să te lovească fără de veste și să te omoare. Deci, dacă voiești să știi cu dinadinsul aceasta, încearcă a merge la vânat și împreună cu tine să-l iei și pe dânsul. Și ieșind la câmp, poruncește să se caute ce are în cizmă și vei vedea de nu va fi așa, precum auzi de la mine." Deci împăratul Vasile a luat îndată pe fiul său cel tânăr și a ieșit la vânat. Apoi, fiind la câmp, a poruncit să fie căutat în cizmă Leon și a aflat o săbioară ascuțită la amândouă părțile. Împăratul Vasile îndată s-a aprins de mânie asupra fiului său, socotind adevărate cele spuse lui de Santavarin. Iar Leon, nefiind cu nimic vinovat, adevărea că nu spre moartea părintelui său poartă sabia, ci spre păzirea vieții sale. Însă tatăl său, fiind foarte supărat, nu a vrut să asculte niciun cuvânt și îndată a închis pe fiul său într-o casă întunecoasă din palat, asemenea și pe fericita Teofana, soția lui, punând strajă puternică. Așa a izbutit vicleanul vrăjitor Santavarin asupra împăratului Leon. Dar era ceva mai rău, căci împăratul voia să-i scoată ochii fiului său, îndemnându-l la aceasta Santavarin, și s-ar fi săvârșit cu totul acest lucru, de nu s-ar fi opus patriarhul și cu tot singlitul. Deci a petrecut nevinovatul împărat Leon și cu fericita Teofana în acea închisoare întunecoasă mai mult de 3 ani, nefăcând niciun rău. Acolo nu se îndelenceau decât numai cu posturi și cu rugăciuni, tânguindu-se în închisoarea lor și punând înainte pe Dumnezeu, ca pe cel atoate văzător, martor pentru a lor nevinovăție. Și de multe ori încercă singlitul să roage pe împărat pentru ei, dar nu găsea prilejul. Mai pe urmă, abia aflată vreme în care s-a ascultat cererea. Aceasta a fost așa. Era o pasăre în palat care se numea Papagal și era învățată să grăiască câteva cuvinte omenești cu care mângâia pe împăratul și pe ceilalți care auzeau. Aceasta, având colivia aproape de camera împărătesei, mama lui Leon, care tot timpul își jela fiul zicând: "Vai, vai, fiul meu Leon!" a deprins și pasărea cuvintele acestea. Deci odată, săvârșind împăratul praznicul Sfântului Ilie prorocul, a chemat pe toți boierii săi la masă, poruncind tuturor să se bucure cu el de acel ospăț și să se veselească. Iar pasărea aceea, grăind omenește, repeta într-una: "Vai, vai, fiul meu Leon!" Auzind acestea, toți boierii care se ospătau și deau mâhniți, lăsând mâncarea și băutura. Văzându-i împăratul mâhnit și negustând nimic, întrebă care e pricina pentru care sunt așa de posomorâți. Atunci ei s-au sculat cu ochii plini de lacrimi și au zis: "Dacă o pasăre care nu are înțelegere se mâhnește pentru domnul său, care fără vină pătimește și aceea tânguindu-se grește, vai, vai, fiule Leon, dar noi care suntem făpturi înțelegătoare și cuvântătoare, știind cu dinadinsul că fiul tău și domnul nostru pătimește fără vină și numai din răutate omenească și din clevetire rabdă mânia ta, cum să ne veselim, să mâncăm și să bem? Au numai ales noi ne vom mâhni? De-a greșit fiul tău ceva ție împărate și ar fi vrut să ridice mâna asupra ta, apoi dă-ni-l nouă și noi îl vom tăia bucăți. Iar dacă nu este vinovat într-un nimic, precum știm, pentru ce-ți muncești sângele tău?" De aceste cuvinte, umilindu-se împăratul, zdrobindu-și inima și fiindu-și jale, îndată a poruncit să scoată pe fiul său din închisoarea cea întunecoasă și să-i tundă părul ce-i crescuse. Apoi,
îmbrăcându-l în haine împărătești, să-l aducă la sine cu cinste. Aceasta făcându-se, s-a sculat împăratul plin de lacrimi și îmbrățișindu-și fiul său, l-a sărutat și l-a așezat iarăși la rânduiala cea din tâi. După aceasta, mai viețuind puțin, a găzut la boală și a murit, lăsând toată stăpânirea împărătească fiului său. Iar Leon, după moartea tatălui său, prinzând pe vrăjitorul Santavarin, a poruncit să-l bată și să-i scoată ochii și l-a surghiunit la Atena. Astfel s-a întors răutatea la capul său, care era cu credință maniheu, cu învățătura vrăjitor și cu fățărnicia creștin, iar cu drăgătoria episcop, dar pe care împăratul Vasile îl socotea sfânt pentru minunile cele făcute cu vrăjile. Iar fericita Teofana, după închisoarea aceea, deși era împărăteasă, se zârguia pentru mântuirea sufletească, nesocotind într-un nimic slava cea împărătească și trecând cu vederea deșertăciunea vieții ca pe niște gunoaie și visuri. Și neîncetat ziua și noaptea avea pe buzele sale psalmi, cântări și rugăciuni și toată viața sa o petrecea într-o plăcere de Dumnezeu și cu milostenii cântându-l. Iar cu trupul său niciodată nu se sârguia spre împodobire împărătească. Deși era pe din afară îmbrăcată cu podoabe scumpe, pe dedesubt era îmbrăcată cu haine aspre de păr, cu care își chinuia trupul și-l omora. Viața ei era pusnicească, pentru că se hrănea numai cu pâine proastă și cu verdețuri uscate, iar mesele cele cu bucate multe cu totul erau urâte de dânsa. Bogăția cea agonisită și cinstită, care intra în mâna ei, împărțea săracilor, scăpătaților, sărmanilor și văduvelor, iar hainele de mare preț și bodoabele le da în mâna celora. Apoi locașurile cele proaste în care locuiau cei ce petreceau viața monahicească, adică mănăstirile, erau înnoite de dânsa cu averi și cu toate cele de trebuință. Astfel de sârguință și purtare de grijă avea pentru toți această împărăteasă iubitoare de Hristos, iar pe slugile sale și pe robi îi avea ca pe niște frați și surori și nu striga pe nimeni cu nume prost, ci pe toți îi slăvea întru Domnul cu chemarea, cinstind numele fiecăruia în oricare drăgătorie și slujbă ar fi fost. Apoi nu grea cu limba sa jurământ, nici n-a ieșit din gura ei cuvânt mincinos, nici defăimare, nici clevetire, nici orice fel de grai netrebnic. Și era fericită Teofana către toți plecată cu bunătate, căci plângea cu cei ce plângeau și se bucura cu cei ce se bucurau. Iar patul ei, deși era așternut cu vison și cu străluciri de aur împodobit, însă ea pe pământ așternând o rogojină proastă, ori pe oase ascuțite, se pleca spre somn. Iar acel așternut în toate nopțile, ca David, îl luda cu lacrimi și foarte puțin somn având, îndată se scula spre lauda lui Dumnezeu. Și ducea o viață atât de aspră încât a căzut într-o mare boală trupească, însă cu sufletul n-a slăbit din rugăciunile sale, nici n-a încetat de a învăța legile lui Dumnezeu, citind sfintele cărți, ori ascultându-le. Apoi toată sârdia sa era într-o aceasta. Să ajute pe cei nepăstuiți, să apere pe văduve, să îngrijească de cei săraci, să mângâie pe cei mâhniți și să șteargă lacrimile celor ce plângeau. Și astfel s-a făcut maica tuturor celor ce nu aveau scăpare și ajutor. Viețuind în lume, fericita Teofana s-a lepădat de toate cele lumești și însoțire fiind, jugul cel bun al lui Hristos l-a iubit, iar crucea luând-o, a purtat-o pe umeri și desăvârșit a plăcut lui Dumnezeu. Și simțind singură ieșirea sa din trup, a poruncit să vină toți la dânsa pentru despărțire. Apoi, dând tuturor sărutarea cea de pe urmă, a trecut de la împărăția cea pământească către cea cerească și a stat înaintea împăratului slavei cu multe fapte bune fiind înfrunzețată, ca și cu o porfiră împărătească. Și a fost rânduită în ceata sfinților, celor ce au bine plăcut lui Dumnezeu, iar cinstitul ei trup a fost îngropat cu mare cinste. Iar bărbatul ei, împăratul Leon prea înțeleptul, văzând viața soției sale, sfințenia ei cea mare și cinstind-o pe dânsa nu ca pe o soție, ci ca pe o doamna sa, și mijlocitoare către Dumnezeu, a gândit ca mai înainte de vreme să zidească o biserică în numele ei. Dar sfânta, înștiințându-se de aceasta, nu numai când a voit, ci l-a oprit cu totul pe dânsul. De aceea biserica care s-a început în numele ei a devenit Biserica tuturor sfinților, iar cu sfatul întregii biserici a așezat acest împărat ca să se serbeze praznicul tuturor sfinților în duminica cea din tâi, după pogorârea Duhului Sfânt. Căci zicea împăratul că de va fi Teofana sfântă, apoi să se prăznuiască împreună cu toți sfinții, căreia și de la noi să fie slava în veci. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.